Salut! Ceea ce vedeți aici este un alt monstru. De fapt, este versiunea asta, ca de obicei, stereo, cu posibilitatea de a fi montată ori stereo, ori în punte. Și vreau să-l montez și pe el. Sincer să fiu, nu știu în ce măsură chiar pot să-l testez, pentru că după calcule mi-am dat seama că sursele, cele două surse în comutație pe care le am s-ar putea să fie depășite. Dar vedem. Avem tot ce ne trebuie la dispoziție. Hai să ne apucăm de treabă.
Așa arată monstru. L-ați văzut cum arăta și pe radiator. Acum am o mică provocare înainte de a le monta. Nu am suficient de multe izolatoare. Am făcut comandă și urmează să vină. Dar sincer, abia aștept să văd cum funcționează măgăoaia. Ca de obicei l-am montat pentru versiunea punte. Adică am montat rezistența de defazare și nu am asamblat conectorul și condensatorul de separare după intrare. Monstru. Monstru. În principiu, conform calculelor, ar trebui să scoată undeva la peste 300 de W pe 8 ohmi. Alimentat la plus minus 40 de volți. Acum vedem. Sursele mele nu pot debita decât maxim 40 de W la 400 de W la alimentat la plus minus 40, 400 și un pic de W. Să vedem cum merge. Ne vedem la teste. Keep in touch.